Bună dimineața, s-a trezit dulcețele amândouă și feșeț. Fiecare cu lucrul lui. Maladies. Așa. Și la țară, până a mânca noi, trebuie mai să mănânci și animalele. Ia câte ești. I-am dat 20 de iepuri la când se dăm. Și de așa de mult aici. De venire, dar te unde ești? Te-am gata, dar mă, gata, dar mă, gata cu... Cărtușii, bravă, da? Flăcău! Și nu uităm, indiferent de dispoziția care o avem, să vgherezăm că e feluța cu mâna dreaptă și ne facem că afară plouă și tot a fost ghinie și suntem oi, oi, oi. Sincer, mi se pare rușinos ca Ucraina să dea Republicii Moldova la Eurovision tocmai 0 puncte. Și acum vreau să facem abstracții, deci uităm. Este război, că e conflict, că au venit ucrainieni, că i-am ajutat. Pentru că eu așa s-am învățat. Când faci un ajutor, nu aștepți ca așa luăm să facă ajutorul înapoi. Pur și simplu îl faci ca așa simți tu. Uităm de conflict, eu vreau să vorbesc despre două țări vecini care ar trebui să se susțină. Poate că cânticul lui Pașa a fost cel mai leve, a fost cel mai dezastruos. Dar niciun punct pentru Republica Moldova, asta este rușinică și am să dau un exemplu ce înseamnă pentru mine vecin. Și când zic vecin, mă refer vecinul de vis-a-vis sau vecinul ca și țări. Iată, eu, de exemplu, am doi frați vecini care sunt alcoolici. Noi îi hrănim, le-am făcut și gard, le-am pus și poartă, le-am pus și frumos, pentru că-s vecinii mei și cumva încerc să-i motivez, poate mai s-or schimba, pentru că n-am cum să-i schimb. Și vrem sau nu vrem, Moldova oricum o să fie vecin. Fetele mele analizează magnolia. Noi magnolia de asta nu avem niciuna la Negureni și am luat, uitați-vă, are și muguri care sunt floresc. Asta e verde tot timpul. Asta e verde și iarnă? Da, și e câtă. Am mai luat încă unul din ăsta alb. Uitați-l și frumusul ăsta la poartă să-l punem. Vorba și e nervos, dar măcar frumos. Oful meu pe care l-am zis pe Eurovision și vă rog tare mult ca să nu intrăm în polemici, să nu deviem de la subiect. E doar strict despre Eurovision și cum gândesc eu, Emilian Crețu, eu omul Emilian Crețu, cum vreți voi, față de vecin. Asta e gândirea mea, că vecinul meu e a meu, gata, n-am cum să-l schimb. Vă rog, nu inducem în cealaltă direcție, că nu e despre asta această postare pentru a spune cu ucrainenii nu știu ce acolo. Vă rog frumos, nu vă duci în extrema ceilaltă. Eu doar am zis oful meu despre vecin și ce înseamnă atitudinea mea față de vecinul meu, care e vis-a-vis sau cealalt sau cealalt sau țară și așa mai departe. Așa că vă pupi tăți și nu mă duc sar în bazin chiar dacă e rău și aghes încălzăști. Cumva, întrebarea mea, cine a fost juriul din Ucraina care a decis că Moldova nu merită niciun punct? E ca, chiar vreau să văd cum arată omul și ăla sau femeia și ăia sau oamenii și ăia. E ca, cum arată ei? E chiar... Că nu există nicio strategie în capul lor, nu a existat. Mai ales că Moldova, din păcate, vrem sau nu vrem, este divizată în două părți. Cu Rusia o parte și o parte cu Europa, înțelegi? Și atât, anume prin această negândire a lor, au făcut o mare huinea, înțelegeți? Cam ăia și care sunt pro-Rusia zic că, ia ca, vedeți cine sunt ucrainenii, sunt niște mârlani, deși nu e adevărat, înțelegeți? Dar voi, adică nu știu ce logică ei au, e că eu nu înțeleg, să mă ușiz. Da, gata, cu aici încheiem despre Eurovision 2023 și o să trecem la alt subiect, am un piculeț mai încolo. Acum dați-vă arăt ceva frumos, uitați-vă la albinuțele astea, cum sunt cu căldările pline, iau-te hapsânile, vedeți acolo cu nicul galben? Acolo tot e plin cu polie nectări, iau-te, e că albina și ea se vede foarte bine. Hapsână tății, bravo, așa, ca unii deputați, cum pun mâna pe un scaun, tot bleți. Ia uitați, hop. Maladeț, maladeț, amica, te timpul îi dă vitamine. Ia ca așa, hai, veniți în coace și mâncați. Ăștia tăți sunt pui de rasă, toți sunt încălțați și cresc foarte, foarte mari. Și la noi vedeți că sunt foarte domesti și nu zici așa, spăreți, mănica-i drăgănește. Numai când vorba și a ăștia, cui spui, mamă? Renat. Uscă, pui ăștia, îi dăm lumina și lui Renat la ghibidiș.
Șurățile tot, ceilalte mitele sa noastre. Da? La ghidigici cu voi. Și deja aceștia sunt puișorii noștri, care să rămână nouă. Mămica, mai întâi eu crescut ceilalți primii. Aceștia pentru noi și mai avem încă. Cum se cheamă rasa asta de pui, mam? Brahma. Brahma, așa, numai un ou. A costat 25 lei ouă, vă dați seama? Dar în schimb să fac niște puișori. Bună ziua, astăzi alături de primarul de Negureni Nelu Popa și prima doamnă a Negurenilor, Nadejda Ilibov. Suntem într-o conferință de presă, dezbateri de fapt, că vrem să schimbăm denumirea. Presa este în față, toți locuitorii satului Negureni încă. Vrem să o schimbăm în... Ce candidatură avem? Denumire? Da. Emilianovca. Emilianovca. Ce părere aveți? Vă place să schimbăm Negureniu în Emilianovca? Se vede că mă aud eu. Auziți? Aceste broscuțe cântă acum Slavă! Slambruș! Treci acasă! Această istorie este pentru tine, Slavonia. Știu că ți-e doar, uite frumușel. Și de frumușel. Vedeți? Uitați-vă, e super frumos, extraordinar. Dar vreau să vă arăt ceva și mai frumos. Un mesaj pentru toți porșii din Căzănești, din Vaduleca, uitați-vă și asta nu-i gunoi, știi, asta e un monument istoric, dacă pot să zic așa, e ca cu tati, e cât așa ești, rușini la obraz. Și cumva înțeleg că suntem o țară săracă, nu există bani, să renovăm, să facem și e frumos, dar curățenie, noi putem să păstrăm, adică pentru asta nu trebuie bani, pur și simplu, gunoiul nu-l las bani ca bou sau ca vaca acolo. Ia uitați-vă și frumusețe aici, da? Lux, dar și acolo, și ne-a zvârli. Eu a zvârli. Lălâilor sunteți. Doi, unu și dă-i gol, repede. Sau îi dau eu? El a spus, scuzați-mă, eu mă duc la Nanu. Pe mama s-a lăsat-o, pe tatăl l-a lăsat și la Nanu-i bine? Jucăm fotbal. Hai, da, vai, admigea, repede. E fugit, amuia, repede. Și dă-l, Nanu. Maladeț, ajutori am ei. Așa. Bravo. Maladeț, ad altul. Hai, ad încă unul și gata, bine? Hai, așa. Și astăzi eu sunt bucătarul șef, trebuie să fac frigărui. Wow! Маш, frumos am tăieți. Frumos sunt. Just for you. Mulțumesc! Mamă, ce frumos sunt. Deci, cărnița marinată în whisky și gambe de pui cu sos de praz. Ați gătit. Sincer, nu prea am experiență la gătit frigărui, dar parcă nu o să fie foarte rău. Ia ca așa, ia ca așa. Arată foarte delicacios, aș spune. Pum. Așa, astăzi sărbătorim frumos, cu multă spumă. Un aperol ce n-ar struca niciodată. Lică, așa îmi splâng și eu, că am vrut să sar eu anul ăsta primul în bazin, poftim, uitați-vă. Irion Company, ce ați făcut voi, domn primar? N-au mai așteptat nici, de sar eu ca stăpânul, că să spun că nu, stăpânul satul trebuie să sară primul. Vei la tatu, vin, mă dă-n-am să vârlă și pine acolo, hai. Deci, astăzi, 14 mai 2023, mai blind, Irion Company, thank you pentru acest bazin minunat, 3. 2, 1 și... Are apa 20 de grade, trebuie să și... Blinda, blinda! Wow! Oi, blinda! Wow! Și de gine! Dar nu-i reși! Da, bine, 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 apă! Cine acolo aduce bogăție?
frumusei, bombonii, e ca alții. Hai, ești frumoși câini? Da! Acest Instastory se numește Eu și cu mătrele. Primarul Ipideal, Vania, unde? Hristos a înviat. Cine acolo frumos? Cine acolo cel mai frumos? Da, frumusei de gălași. Cine acolo? Și tu, da? La mama lui eu. Așa. Da, iubire. Banane. A? Banane. Măi! Măi, bebeluș! Este loc și fericire. Uită-mă, sunt trecător în viața ta. Nu m-am gândit cum am gândit la distorsire. Ești figura mie? Ai, brezi! Eu îți doresc să ai noroc și fericire. Și nu uita, sunt trecător în viața ta. Uitați-vă că nanu și cu mami, tati, ia, uita, întoarce capul. Cât noi bem cu un șpriț Aperol, copchii s-au pictat și divanul nanu-i măscărit. Văi! Hai, la joacă, razna, vzeali, am plecat! E că uitați-vă, mamașele, noi am stat, am servit, dar copchii au pictat mobilul nou în alini. Poftim cu farduri de ochi. Nu-ți poate luat? S-a luat, e bună, înseamnă că stofa e bună. Cine acolo, mictel, o adormit. Sufica l-o adormit și el doarme. Da, iubire, să seamnă ninuța, somnoros. Da, un pic ne trezim, că totuși ne vede o țară întreagă. N-are treabă.